unii nu, mă numesc Mariana Gheorghe și sunt președintele Pro-România Petroșani. În primul rând, țin să vă mulțumesc foarte mult pentru că ați dat curs invitației noastre la prima conferință de presă a noastră. Vreau să vă prezint cine este alături de mine. Domnul Emiliu Șteriu, coordonator Pro-România Hunedoara, domnul Sorin Marica, deputat Pro-România Hunedoara, Dacian Ciodaru, candidat pentru Consiliul Județean și membru în Biroul Județean Pro-România, domnul Gligor, Dorin Grigol, coordonator Pro-România Petroșani, Hunedoara, mă scuzați, și Feli Gheșner, colegul meu. Asta, de aici încolo vreau să vă spun care, de ce este domnul Feli Gheșner lângă noi. Scopul acestei conferințe este de a anunța decizia organizației noastre, respectiv Pro-România Petroșani, de a susține pe domnul Feli Gheșner în competiția pentru primăria Petroșani. Aș vrea să vă spun doar câteva cuvinte. Bine, aș avea foarte multe de spus despre Feli, dar mă limitez prin a spune doar câteva cuvinte despre prietenul meu, Feli Gheșner. Am colaborat în decursul multor ani cu Feli, Francisc, în mai multe proiecte și pot să vă spun că este un om de calitate, profesionist și de câte ori a spus că face ceva, s-a ținut cât de cuvânt. Ce să mai spun, am scris aici așa să fiu succintă, să nu... Este un om de echipă și a demonstrat că oricât de dificil ar fi o competiție, oricât de dificil ar fi o competiție, o competiție, a reușit să puncteze rezultate remarcabile. Nu în ultimul rând, țin să le mulțumesc și colegilor mei din organizația locală Petroșani și anume aș vrea să vă și văd domnul Ștefan Crăciunescu, aici vă prezint practic biroul local al Pro-România Petroșani, Cristi Doroțan, domnul prim președinte Adi Zvâncă, Daniel Răducanu, te-am botezat, Drăghici, și fata noastră, și Monica Boco. E cazul să-i dau cuvântul domnului Ștefan, vă mulțumesc. Și microfonul de mai aproape. Bună ziua tuturor! Recunosc că sunt emoționat de fiecare dată că vine Petroșani. Sunt 7 ani aici. Parcă de fiecare dată încerc să-mi aduc aminte viața frumoasă sau îmi vine minte viața frumoasă pe care am avut-o Petroșani de studenție și și după aceea încă 2 ani de zile. Mulțumesc pentru faptul că sunteți aici reprezentanța presei. Astăzi, scopul conferinței, așa cum a spus doamna președinte, este de a prezenta candidatul la funcția de primar al municipiului Petroșani. Dar așa cum sunteți obișnuiți cei din presă, noi, fiind care facem politică, pot fi de diferite ocazii și așa că și noi profităm de această ocazie pe care ne-a oferit organizația Petroșani de a avea și pe candidatul și să prezentăm candidatul pentru funcția de președinte al Consiliului Județean de Dora, Dacian Ciodaru, pe care dumneavoastră din Valea Jului știți că a fost mulți ani pe aici. Și în același timp, ca să spunem de la început, că se regulează prin presă tot felul de lucruri, Pro-România Hunedoara nu face nici o alianță cu nimeni în județul Hunedoara. Mai mult o să spună și colegii mei, o să rog pe Sorin Marica și pe Dorin Grigor, din punct de vedere politic, cum vedem lucrurile, și după aceea o să trecem efectiv la prezentarea celor doi candidați. Te rog, Sorine. Da. Și eu vreau să vă spun bună ziua și să vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți astăzi alături de noi. Ca o paranteză, dacă domnul primar Emir Șteriu spunea că a avut o perioadă când a stat în Valea Jurului, chiar și eu am stat
mai mult decât el, 15 ani de zile, am făcut o parte, era pe vremuri dreapta întâi și dreapta a doua, dreapta întâi am făcut-o la liceu industrial din Petroșan, pe urmă am urmat și eu cursurile Institutului de Mine la acea vreme, Petroșani, după care în anii 90 m-am întors în țara Hațegului, de unde provin, și fac politică din anul 2000, când am fost ales pentru 5 mandate primar al Comunei Sălașul de Sus, una dintre cele mai frumoase comune din județul Hunedoara, cu multe realizări. Sunt al doilea mandat de deputat, primul am avut jumătate, ca să spun așa, în perioada 2014-2016, cred că vă aduceți de aminte cu toți, un colegiu foarte greu, colegiul 3, care era condus de Mircea Moloz și domnul Dan Radu Dușanu. La acele alegeri, chiar dacă n-am avut nicio șansă, am câștigat destul de detașat acel colegiu 3 la vremea respectivă. Și eu mă aflu astăzi aici, după cum vedeți, și ținuta mea din Hurican, și după conferința de presă o să mă întorc înapoi în teritoriu. Și eu vreau să confirm ceea ce o spun de câteva săptămâni, că Partidul Pro-România și la nivel național și în județul Hunedoara este bine consolidat, chiar dacă suntem un partid relativ tânăr, dar avem la nivel național niște lideri care au făcut multe lucruri bune pentru România și așa că nu avem niciun motiv ca să ne aliem în spatele altcuiva. Cine vrea să se alieze în spatele nostru sunt foarte bineveniți. Dacă vor, într-adevăr, în România, un partid de centru-stânga, modern și pro-european, progresist, pro-american și tot ceea ce, de fapt, își dorește în acest motiv, în acest parcurs înspre a ne integra cât mai mult în Uniunea Europeană toți românii. Deci, încă o dată, vreau să afirm și eu că în toate cele 69 de OAT-uri ale județului Hunedoara avem cei mai buni candidați pe care noi i-am găsit la ora actuală. Am avut multe tatonări peste tot, dar cei care ne vor reprezenta în consilii locale și pentru primării sunt oameni care au făcut ceva pentru comunitățile din unde candidează și sunt convins că așa cum am avut rezultate bune la cele două alegeri europarlamentare și prezidențiale de anul trecut, sunt convins că la alegerile locale care bat la ușă, probabil luna iunie sau sfârșitul lunii mai, așa de unii singuri, cum am pornit noi la drum, o să avem rezultate foarte bune. O să mai intervin dacă e nevoie pe parcursul acestei conferințe de presă și mai stăm de vorbă dacă aveți întrebări ulterior, cu siguranță. O să rog și pe Dorin să spună câteva cuvinte. Da, mulțumesc, Emil. Vă spun încă o dată bună ziua și bine v-am regăsit. Sunt aici, în primul rând, pentru a-mi arăta tot sprijinul pentru candidatul Pro-România la primăria Petroșan, Feri Gheșner. Îl califică pentru această candidatură activitatea sa profesională, activitatea sa politică, modul în care a demonstrat că poate să facă o campanie. Campania astăzi în România trebuie să însemne un concurs de soluții și eu spun că Feri așa va face. Iar garanția supremă a candidaturii sale este echipa. Echipa de pe plan local, de aici de la Petroșani, și echipa de la nivel județean. Amprenta candidaturii, amprenta
administrativă și o pune candidatul. Dar motorul candidaturii, motorul realizărilor, o constituie echipa. Și cred că asta e principala garanție a lui Feri Gheșner, echipa care îi stă astăzi și îi va sta alături atât în timpul candidaturii, cât și ulterior. Și sigur, noi ne dorim, și în mod special aici la Petroșani, ca proverbul unde doi se bat, al treilea câștigă, să fie la el acasă. Pentru că am spus de echipă, eu cred că de atunci când am condus județul Hunedoara, am făcut apeluri publice că județul are de pierdut datorită unei politici de tip administrator-jupân, care nu poate aduce performanță în nivelul de dezvoltare a județului. Am văzut că recent, după câțiva ani, acest punct de vedere e reluat, apar oameni care înțeleg de necesitatea modernizării jocului, să-i spun așa, administrativ și în județul nostru, cu beneficii înspre cetățenii Hunedoarei. Acest tip de politică ne propunem să o facem. Asta, de fapt, a fost și modul care m-a făcut în urmă cu 2 ani să ader la partidul, la construcția unui nou partid numit Pro-România Astăzi, care să aducă un pic mai bine în viețile noastre, ale hunedorenilor și, sigur, sunt convins, așa cum partidul este condus de la București, de Victor Ponta, în viața românilor. Mulțumesc! Mulțumim, Dorin! Foarte frumos a spus Dorin, când doi se bat, al treilea câștigă. Să sperăm că, într-adevăr, această zicală românească să se certifice la Petroșani. Cu siguranță, cel mai important lucru pentru noastră, cei din Valea Jiului, mai ales că Petroșani este, să spunem așa, capitala, sau așa, este recunoscut ca centrul Văii Jiului. O să las pe Feri Gheșner, pe Francis Gheșner, la final, pentru că discuțiile vor fi mai interesante, probabil că întrebările mai multe și o să trecem un pic peste când să punem în evidență și candidatura la președinte Consiliului Județean, Dacian Ciotaru, în 31 ianuarie, biroul județean a hotărât susținerea domnului Dacian Ciotaru pentru funcția de președinte al Consiliului Județean. După cum știți, după cum vedeți, noi aici suntem oameni care au făcut politică de mult timp și care au avut ceva de spus în partidele care au activat. Nu suntem oameni care să fie ieșit foarte mult în presă, prin luările de poziții pe care le-am avut, politicile pe care le-am avut în a implementa o anumită linie în partidul în care am făcut parte, să zic aici PSD, PNL, PDL, ALDE și așa mai departe. Din păcate, nu am reușit să ne impunem punctul de vedere. Unul dintre cei care în PSD a avut o voce consistentă în interiorul partidului și-a pus speranțe că activând în PSD va ajunge să facă o politică corectă, este și Dacian Ciotaru. Din păcate, nici eu n-am reușit să facem prea mult în sensul ăsta. Chiar am intrat în altercații, eu personal, cu secretarul general la acea vreme, Liviu Dragnea, care mi-a reproșat că de ce am spus public, dar am fost pusesem în interiorul partidului. Într-adevăr, 400 de participanți, membri de partid, am spus public, trebuie să facem ceva pentru că lumea pe stradă spune, mereți, puncte, puncte, toți sunteți la fel. Mi-a reproșat lucrul ăsta că l-am spus public. Nu era public, era în interiorul partidului. Mergeți la Pro-România, vă spune. Așa cum a spus și Dorin, am reușit să găsim o posibilitate de a participa la o construcție nouă politică.
Ne bucurăm să alături de noi au mai venit și alții oameni care doresc să fie mai bine pentru județul ăsta. Unul dintre ei este și Dacian Ciodaru. Îl cunosc de destul de mult timp, pe vremea când activa ca și președinte la Liga Studenților din Petroșani. După știința mea, Partidul Social Democrat nu i-a oferit nimic lui Dacian Ciodaru, dimpotrivă, Dacian Ciodaru a oferit Partidului Social Democrat. Dacă spunem că a fost susținut pentru funcția de consilier județean, analizați și dumneavoastră locul 20 ca și președinte de tineret la Partidul Social Democrat. Era, cum să zic, a fost trecut la rezervă. Din fericire, la momentul respectiv, s-a ajuns și la situația în care s-a ajuns consilier județean să facă parte din administrația publică județeană. De 2 ani și ceva este în administrația publică locală, un om care a participat efectiv la decizii și la strategii de dezvoltare a orașului Silvera. Mai multe aș vrea să spun el, dar nu foarte mult, ca să nu ducem într-un timp foarte lung conflicta respectivă. Dar Cian, te rog să spui câteva discuții. Bună ziua tuturor! Mi este foarte ușor să spun câteva lucruri despre mine, fiind în Petroșani, ținând seama că aici am activat o perioadă importantă din viața mea, aproximativ jumătate din viața mea. Și anume, vreau să spun că vă mulțumesc pentru că ați venit la această conferință de presă, în cadrul căreia eu am venit ca să-l susțin pe Feri, îmi permis să spun Feri, pentru că ne ține foarte mult timp, am activat la un moment dat în același partid și am avut rezultate marcabile la momentul respectiv. Ca să fiu scurt, de ce am ales să candidez la funcția de președinte de Consiliul Județean? Pentru că eu cred că de 20 de ani am pus încrederea în alții și ne-au cam dezamăgit. Și nu cam, ne-au dezamăgit. Și analizim noi foarte, foarte bine, dacă ne uităm fiecare în urmă, ne dăm seama că noi suntem cei pe care i-am așteptat. Așteptările pe care le aveam de la ei, noi le putem oferi soluțiile. Asta este decizia. Cred că este nevoie ca generația din care fac parte, cea care s-a pregătit și la Universitatea din Petroșani, cea care a făcut administrație și la Universitatea din Petroșani, cea care a făcut administrație și la Primăria Simeria, și tinerii care au făcut aceste lucruri, care au și predat la Universitatea din Petroșani ca și candidate de societate, să-și pună un punct de vedere. Cred că este momentul ca noi, cei care i-am ajutat alții până acum, să ieșim în față. Eu cred că Pro-România va da dovadă în această campanie și până să înceapă de față această campanie că o nouă generație de tineri intră în politică. Oameni care nu au făcut politică. Eu am onoarea de a fi făcut politică așa cum se povestea în PSD. Nu blamez acest lucru. Pentru că tot ce s-a întâmplat în PSD, așa cum povesteam cu mine, rămâne între noi și PSD. Asta înseamnă un gentleman agreement de a fi politician de o nouă generație. Nu blamă. Dar sunt unele lucruri pe care nici noi nu mai putem să le strângem. Ce vom face noi la Consiliul Județean, pentru că cu siguranță veți vrea să întrebați acest lucru și tocmai de-aia mă uitam la Cornel la momentul respectiv când a spus Emil spunea, Dacian Ciodaru, președintele tineretului, a fost pe locul 20 și Cornel a început să râdă. Știe foarte bine atât Cornel, Florin și toți ceilalți care erau la momentul respectiv când erau registrate că era frumos. Și așa va fi. Ce pot eu să garantez este că nu mă voi schimba și nu m-am schimbat față de cum mă cunoașteți și veți vedea că noi, că, de fapt, că vorbele vor fi primul pas în a desemna că ceea ce spunem vom face. Asta este angajamentul pe care îl luăm noi. Că nu vorbim, vorbim vânt, ci vorbele se vor transforma în fapte. Și vă rog să fiți atenți la noi. Atât la mine, cât la Feri, cât și la ceilalți, că tot ceea ce vom scoate pe gură se va realiza prin fapte și totul va proveni din idei, ci nu din dorința de a ce face celălalt sau ce nu face celălalt. Am vrut să fiu scurt, încă o dată vă mulțumesc și la sfârșit dacă vreți întrebări, cu drag. Dacă sunt de acord să întrebările să fie la final și pentru Dacian, o să rog pe Francis Gheșner să se prezinte, dar înainte de a se prezenta și înainte de a spune primele gânduri publice în postura de candidat pro-România la Primăria Municipiului Petroșani, permiteți să fac
câteva aprecieri. Cred că Feri, acum îi spun Feri, ca să se simtă prietenia care o avem și cred că ați văzut și pe doamna președinte, că tot Feri spune, este un om remarcabil, un om cu minte, un om care nu lovește în stânga-dreapta ca să-și atingă un scop, ci un om care își pune energia, priceperea în a face ceva de care să fie numai el și cei din jurul lui. După cum știți, o bună perioadă din viață a activat, să spunem așa, chiar dacă este la limita de public-privat, a activat în activități care a interacționat nu numai în Petroșan, și în Valea Jiului. Din punct de vedere politic, a fost o voce, la un moment dat, importantă în partidul în care eram și eu. Un om la care mă uitam în gura lui și îl priveam, nu ne cunoșteam foarte bine atunci, îl priveam ca și omul care ar trebui să aibă printre ultimii cuvântul în decizii. Un om care, din priceput, care avea argumente la tot ceea ce susținea. După cum știți, candidatura dânsului în 2016 a dovedit că este un om apreciat în municipiul Petroșani. Fac de mult din politică, fac de mult campanii electorale și candidez. Puțin sunt cei care, chiar la un partid mic, chiar la un partid foarte mic, să spunem așa, dublează voturile partidului. Adică partidul din care acum candidatul a obținut 1000 de voturi și Francis Gheorghe, ca și candidat, a obținut 2000 de voturi. Asta înseamnă foarte mult. Și dovada că este un ton important pe scena politică a municipiului Petroșani, când s-a pus în discuție candidatura dânsului, au apărut tot felul de chipurile susținători ai altor candidați, că ei sunt cei mai buni și nemaipomeniți. Feri nu mai era un candidat bun, dar venea oameni de afaceri, persoane care spuneau că altcineva este cel mai bun. Tocmai ne-am văzut că nu au venit din proprie inițiativă, ci au fost puși de alții, că venea Feri Gheorghe, un candidat care putea să creeze probleme în municipiul Petroșani. Noi nu venim cu candidatul Gheorghe să schimbăm, să luăm locul cuiva. Eu niciodată n-am considerat că primarul, nici eu, nici ceilalți colegi de-ai mei, au scaunul lor, au poziția lor de primar. Eu nu consider că asemenea, dacă îmi candidează cineva, vrea să-mi ia locul. Nu este locul meu, nici al Uriții, nici al altcineva din județul Hunedoara. Este locul celui care, la un moment dat, din 4-4 ani, populația hotărăște să-i reprezinte. Așa că treaba asta cu vine Feri să ia locul la nu știu cine, nu îl ia locul. Feri Gheorghe va participa la o competiție electorală pe stilul nostru, fără să dăm în stânga dreapta, cu idei și cu principii sănătoase de care sperăm să țină cont populația aici, în municipiul Petroșani și în județul Hunedoara, în mod general. Pot să rog pe Feri, anum să se manifeste. Da. Nu știu dacă trebuie să mă mai prezint. Francis Gheorghe este numele meu. Vă cunoașteți pentru că am mai colaborat de-a lungul timpului și, cum spuneau antevorbitorii mei, am activat împreună în PSD. Am fost chiar vicepreședintele PSD-ului la nivelul organizației locale. Nu mai am regăsit locul acolo. Asta a fost, nu enumăr greșelile care s-au făcut în cadrul acelui megapartid care se numește PSD-ul. Nu e atins, pentru că am învățat foarte multe chestii în politică și am căpătat experiența alături de cei mai buni politicieni la un moment dat din țară.
Bine, aș putea să-i număr pe degete pe cine bun, dar asta nu înseamnă că mă refer la nivel național. Greșeli s-au făcut de-a lungul timpului și la nivel de județ și la nivelul organizației locale. Am decis să fac pasul alături de o echipă mică, pentru că Pro-România este o echipă mică, dar poate să fie o echipă care face multe lucruri mari. După cum știți, lucrurile mici cresc prin unire și lucrurile mari se prăbușesc prin dezbinare. Vorbeam cu colegul meu, Grigor, despre echipă. Ce înseamnă echipă? Și am să vă dau un exemplu după un citat al lui Gerald Ford, fostul președinte al Statelor Unite, care spunea că a forma o echipă este începutul. A lucra în echipă este progresul și a rămâne în echipă este succesul. Noi, dacă vedeți, noi suntem o echipă formată nu din personalități de seamă, nu din oameni de afaceri. Suntem oameni simpli, dar oameni inteligenți, oameni profesioniști, oameni care știu ce înseamnă o politică la nivel local. Și atenție, când am folosit denumirea de oameni, n-am folosit termenul de membru de partid. Este mai corect să spui despre colegii noștri că sunt oameni decât membrii de partid. Bineînțeles, cu ghilimele de rigoare. Cât despre mine. Sunt în Petroșani născut, crescut. Fac parte dintr-o generație care au trecut prin multe. Și sunt descendent unei familii de austrieci care au deschis minele din Valea Jiului. Din cauza asta, un ochi îmi râde și un ochi îmi plânge. Pentru că când mă gândesc că ai mei au fost cei printre cei care au deschis minele din Valea Jiului, mă uit acum în jur și totul moare în jurul meu. De ce ne aruncăm în luptă? Pentru simplu fapt, cu toții știți că acest oraș are nevoie de o schimbare. O schimbare majoră. Atât în management, cât și în mentalitate. Lupta nu va fi ușoară. Dar cu cât e lupta mai grea, știți bine, succesul este mai mare. Vrem să facem ceva pentru petroșani? Putem să facem și avem cu ce să facem. Avem resursele umane de care acest oraș are nevoie și vă garantez, pentru că mi-am demonstrat de-a lungul timpului, peste tot unde am lucrat, a fost un om respectat, dar nu îmi place să vorbesc despre mine. Despre mine probabil au vorbit faptele. Deviza mea a fost întotdeauna, vreau să ajut, vreau să sprijin. Și din nou vă fac o mărturisire. Acum vreo câțiva ani, marele profesor universitar Guoweng Santem, care va fi viitorul Dalai Lama, la o întrebare de mea, care suna cam așa, maestre, ce să fac în viață? Sau zi-mi o frază care să mă ghideze pe mine în viață. Și mi-a spus o frază foarte simplă. Fă oamenii fericiți în jurul tău. Ce înseamnă a fi oamenii fericiți în jurul tău? Să-i ajuți să prospere, să se bucure prin faptele tale. În momentul în care ajungi să fii la butoane, în ghilimele spun, la butoane, deci la conducerea unui oraș, nu mai ești singur. În primul rând, ai o responsabilitate foarte mare. Acest oraș este format dintr-o comunitate destul de veche, cu tradiții, cu o viață nu prea ușoară. A fiind o zonă monoindustrială, după cum vedeți, totul moare în jurul nostru. Și nimeni, nici o cărămidă nu se pune la loc. Haideți împreună să încercăm să facem ceva pentru acest oraș și pentru această comunitate. Cum spuneam, întâi vorbitorii mei suntem pro-europeni. Normal. Vrem să facem un oraș european. Pentru că apare invidia. Cum alte orașe au putut să facă și noi nu reușim.
Oare din cauza, probabil, unui management defectuos. Poate angajații din primărie nu au fost maxim responsabilizați. Încercăm să facem, fără a face rău, nimănui. Încercăm să facem ceva pentru acest oraș și pentru acești oameni care trăiesc aici. Nu are voie Petroșanu să moară. Petroșanu trebuie să trăiască și pentru asta vom elabora o strategie pe termen mediu și lung privind dezvoltarea comunității și a orașului. Avem mai multe puncte. N-am să intru în foarte multe detalii privind programul electoral. Probabil voi răspunde la întrebări. Dar ce pot să spun? Că încă se poate salva ce se poate salva. Investițiile care sunt în derulare trebuie continuate. E normal. Nu vom face o campanie de denigrare a altor candidați, pentru că nu le stăm în caracter așa ceva. Vrem să fim eleganți, vrem să fim profesioniști și vrem să fim înțelepți. Vrem să ne promovăm valorile locale. Pentru că Petroșanu a dat și culturii, și industriei, și tuturor domeniilor o serie de personalități de care noi n-am avut grijă. Nu uitați că Petroșanu este un centru universitar destul de renumit. Și eu sunt absolvent al Universității Tehnice din Petroșani. Am un respect deosebit pentru mediul academic. Toți cei care mi-au fost astăzi, astăzi pot să spun că îmi sunt prieteni și îi salut pe această cale. Ce pot să vă mai spun? Le mulțumesc colegilor din conducere că mă sprijină. Și ce putem să spunem mai departe? Nu vă vom dezamăgi. Vă mulțumesc. Mulțumim, Teri. Acum, dacă două întrebări. Totuși, aș vrea să fac o remarcă, dacă nu vă supărați. Tot s-a vorbit de oameni. 5 dintre noi ne-am format ca oameni în Valea Jiului. Încă de tineri ne-am făcut o parte și liceu și facultatea și pe această cale chiar vreau să mulțumesc și eu cadrelor didactice din Valea Jiului și oamenilor deosebiți care locuiesc în Valea Jiului. Două întrebări pentru cei doi candidați. Două măsuri pe care le veți lua dacă veți ajunge în funcție. Foarte, așa, flash, blitz. Pentru domnul Bligor, ce crede, care vor fi șansele, câți consilieri județeni și așa mai departe, doamna președinte, la fel. Câți consilieri la Petroșani. Începem. În primul rând, măsuri blitz. Programul de pro-România pentru județul Hunedoara, cu referire la Consiliul Județean, va avea o temă. Tema aceea se va numi depopularea județului. Toate campaniile făcute au avut ca măsuri, proiecte, dezbateri, dar niciuna, din punctul meu de vedere, orientată direct către oameni. Cred că este momentul să ne întoarcem. Oamenii să fie pe primul loc, degeaba facem drumuri. Nu spun că nu trebuie făcute. Degeaba facem orice investiție dacă oamenii continuă și exodul acesta de populație pleacă din Valea Jiului și din județul Hunedoara. Toate măsurile trebuie să contracareze exodul populației din județul Hunedoara. Orice am spune, acestea, tot ce se va, toate măsurile noastre de aici vor pleca. Oamenii vor fi pe primul loc, iar depopularea trebuie cel puțin stagnată, dacă nu uit. Pentru că am un copil de 10 luni de zile și vreau să rămână în județul Hunedoara. Vreau să nu mai fie nevoit să meargă în altă parte să studieze, vreau să nu mai fie nevoit în altă parte să-și găsească locuri de muncă bine plătite, nu locuri de muncă, pentru că locuri de muncă sunt și județul Hunedoara. Dar trebuie corelate cu piața muncii și cu județele de lângă noi. Acest exod al tinerilor, pentru că pe mine mă doare exodul tinerilor, pentru că după tine pleacă și alte generații, dacă până acum plecau părinții și copiii mergeau la părinți, acum pleacă copiii și părinții și bunicii copiilor se duc după copiii în afară, în alte județe sau în alte țări. Și cum veți opri acest exod în calitate de președinte? În data de, în prima săptămână din luna martie, atât va fi o conferință cu toate măsurile pe care vom lua cu această temă de popularea și va fi prezent, va fi pus și pe site-ul dacianciudaru.ro acest program de măsuri. Cu fiecare măsură, pe fiecare axă în parte. Repet, tema principală de popularea Petroșanului Hunedoara. Oamenii trebuie să fie din nou pe primul loc.
Eu am mai spus-o în diferite luări de poziție în Valea Jiului, este valabil și pentru județ și pentru Valea Jiului, trebuie să pornim de la o strategie cu adevărat. Poate sună un pic teoretic, dar dacă noi nu gândim în felul ăsta, cu măsuri din astea pompieristice, de azi pe mâine sau de la un mandat la altul, nu ajunge niciodată. Cu strategiile, domnul Grigor știe. Valea a fost, cred că, 10 până acum. Cu toții știm ce înseamnă strategie, dar eu am spus, am amintit înainte, o strategie pe termen mediu și lung pentru Valea Jiului nu s-a făcut. Strategii se făceau de bun an pe altul, se formau comisii, se numeau președințe și așa mai departe și la un moment dat, știți ce s-a întâmplat, că nu mai intrăm în detalii. Am să vă spun următoare câteva puncte concrete. Una, administrație publică profesionistă, deschisă și prietenoasă în folosul cetățenilor. Doi, profesionalizarea primăriei. Ce înseamnă asta? Sunt, nu spun că nu sunt profesioniști în cadrul primăriei. Ce înseamnă un angajat? Un angajat înseamnă tu ca și conducător trebuie să scoți maximul posibil de la acel angajat. Ca să poți să scoți maximul posibil, îl trimiți la cursuri, îl perfecționezi și după aceea îl exploatezi. Nu în sensul rău al cuvântului. Îi exploatezi inteligența, capacitatea de muncă, vezi ce randament și ce eficiență are. Asta poți să faci. Mergem mai departe. Spuneam de strategia pe termen mediu și lung. S-a făcut ceva în acest domeniu? După cum știți, toți știți, pentru vor veni niște bani. În zonele miniere, nu numai în Valea Jiului. Deci, în general, și se pare că, ei, dacă acei bani vor fi folosiți cu inteligență, cu profesionalism, atunci Valea Jiului are posibilitatea de a renaște. Vorbesc Valea Jiului pentru că, nu să știți foarte bine, când vorbim Valea Jiului, vorbim practic de o singură comunitate, chiar dacă în componența Valea Jiului sunt 6 orașe. Dar e vorba de o singură comunitate, care au aceleași obiceiuri, aceeași muncă au avut, împărțeau aceeași pâine împreună. Și aici nu se pune problema de naveta. Când fac naveta la Petrila, dacă am un loc de muncă, sau la Vulcan, sau la Lupenț, sau așa mai departe. Oamenii se cunoșteau între ei. Mergem mai departe. Sportul. Nu mai este sport în Valea Jiului. În afară de câteva domenii. Nu mai are lumea unde să meargă, să se distreze. Nu mai avem unde să dăm copiii. Deși sunt unele ramuri care s-au dezvoltat și tot așa, ca și Dacian Ciudaru, profesori tineri care se ocupă de copii. Nu mai avem cultură. Foarte puțină cultură. Este o foame de cultură în Petroșani. Dar ce apreciez, foarte multă lume merge la un teatru. Dacă este o seară de poezie la o anumită locație, e full. Și asta mă încântă. Vine lumea să ascultă o poezie, să ascultă o muzică folk. Deci în Petroșani este foame de cultură. Trei. Să mergem mai departe. O mai bună colaborare a administrației publice cu Universitatea din Petroșani. În Universitatea din Petroșani lucrează niște capacități. Dacă trebuie să facem ceva, proiecte, inclusiv europene, de ce să nu le cerem sprijinul? Pentru că acei oameni care trăiesc alături de noi, ne pot ajuta. Patru. Colaborare foarte bună cu mediul de afaceri. Un oraș nu poate să se dezvolte dacă nu are oameni de afaceri puternici. Deci acei oameni de afaceri trebuie ajutați, stimulați, să creeze noi locuri de muncă, dar și eu, sau parteneriate public-private. Știți ce înseamnă? Deci putem să facem împreună, dacă vrem. Și noi vrem, putem și avem cu ce. Mulțumesc! Obiectivul nostru este să trimitem în Consiliul Județean, noi, împreună cu alegătorii,
noi să facem oferta electorală, alegătorii să o valideze, o echipă care să aibă un cuvânt greu de spus în administrarea județului Hunedoara. Indiferent că o facem asta de la putere sau din opoziție. Eu cred că o cauză majoră a neîmplinirilor din viața hunedorenilor, de la, așa cum mi-a plăcut foarte mult să aud aici, de la economie până la sport, pentru că astăzi și sportul și-a depășit mult granițele, e o industrie, de fapt, sunt coabitarea opoziției cu puterea. Opoziția trebuie să fie cel mai bun arbitru care să sancționeze puterea atunci când ea deviază de la o administrație corectă. Asta e obiectivul nostru. Sper să fie cât mai mulți consilieri județeni care să aibă un cuvânt greu de spus în administrarea județului nostru. Da. Până să răspund la... Dacă îmi permiți, că tu ești președinte organizației, să mai spun două, trei cuvinte, vă rog. Dacă vom câștiga primăria, vă voi spune două lucruri. Voi fi primarul cu care va colabora Consiliul Local, cum n-a colaborat vreodată până acum. Și doi, voi fi un primar pe care o să iubească cei de aici. Deci toată comunitatea. 100% vă spun. Mulțumesc. Da, până să vă răspund la întrebare, aș vrea să fac o paranteză scurt, nu mult. Nu-mi place să vorbesc mult. Vreau să vă spun că echipa Pro-România, organizația locală Pro-România Petroșani, este formată. Cred că suntem printre puținii unde doar două sau trei persoane au făcut politică până acest moment. Restul nu au făcut politică. Și sunt din toate domeniile. Eu mă mândresc, noi ne mândrim cu acest lucru. La întrebarea noastră pot să vă spun, fără lipsă de modestie, că vom avea 5 consilieri și se va întâmpla în Consiliul Local de Petroșani. Ce să zic? Păi n-aveți ce zice, că așa se va întâmpla. Ce zice? Mulțumesc. Alte întrebări, ca să nu citez cu altă întrebare. Vorbeam, domnul Vino, în politica jupânului, când se va încheia această epocă a politicianului care se crede stăpân peste tot? Iunie. Hai, hop, da, te rog. Din păcate, eu nu sunt foarte optimist în schimbările majore în județul Hunedoara la nivel de comunități. Din păcate, și după alegerile din iunie, poate doar se vor mai speria primarii și nu o să mai aibă atitudinea de șeful comunității și vor mai schimba atitudinea. Din păcate, avem peste jumătate din OAT-urile din județul Hunedoara, la care primarii se consideră că ei sunt șefii comunității. Lucrul ăsta trebuie să se schimbe. Poate și cu un mic șoc electoral, în care să nu mai fie așa de fericit după rezultatul alegerilor, nu, cu perspectiva că în 2024 vor fi alegeri din două tururi, eu consider că era corect să fie alegeri din două tururi. Am susținut-o tot timpul, chiar dacă sunt în postura de primar, dar am susținut-o că alegerile din două tururi erau alegerile care duceau oarecum spre o reținere în ideea de a fi jupân. Și ajutau și partidele mai mici. Da. Da. Din păcate, noi nu suntem în postura să acceptăm o astfel de poziție. Cu 1, 2, 3 consilieri, 5, 6 la Petroșani sau în alte părți, vom avea o poziție, nu distructivă, nu să fim împotrivă numai că suntem în opoziție. Dar vom avea o poziție corectă în ceea ce privește comunitatea. Aici vreau și eu să intervin, că e subiectul meu de suflet, ca să spun așa. Nu puteam să trec, să nu spun nimic. Nu se va întâmpla nimic în acest an la ceea ce ne-ați întrebat. Cu siguranță se va întâmpla în 2024, când Partidul Pro-România va fi la guvernare și mai mult ca sigur vom avea și președintele țării. Din păcate,
o vedem cu toții și o știu că sunt acolo, este umblat între PSD și PNL ca să nu se întâmple nimic la nivel de administrații locale. Baronii vor fi tot aceiași, datorită la ceea ce s-a întâmplat acum, ce ordonanțe și ce-o mai dat guvernul liberal. Primarii în două tururi nu vor fi pentru că nu s-a dorit nici din partea PNL-ului, nici din partea PSD-ului. Așa că, în mare parte, cel puțin 80-90% vor rămâne aceiași PSD și aceiași PNL. Deci chiar nu vor să se întâmple absolut nimic. Vreau să vă mai spun că vin din Parlament, am colegi, foștii mei colegi și actualii mei colegi, da, din PSD, din PNL, deci vreau să vă spun că li s-a transmis de la centru să se găsească de lucru din toamnă. Cei care nu vor reuși, cu siguranță vor veni în Senat sau în Camera Deputaților. Și aici mă refer de la ăia de care mă tot leg eu mereu jumătate, 60-70% din celebrul cex al PSD-ului, da, președinți de consilii județene, președinți de organizații județene, care, dacă nu-și vor mai găsi rostul în județele lor, cu siguranță se vedeți pe primul loc pe liste la Senat, la Camera Deputaților și jumătate dintre colegii mei actuale acum din PSD, deci încă o dată repet, li s-a transmis să-și găsească de lucru din septembrie, octombrie, dacă vor fi alegeri la termen sau acum în iunie, iulie, ceea ce nu cred. Deci nu se va schimba deocamdată nimic. Noi am avut duminică acel manifest la București, dar probabil cu alte ocazii o să mai vorbim despre el. Acolo Victor Ponta o spune mereu despre reforma în administrație și cu siguranță noi o să vă pregătim, nu știu, 2 ani, 3 ani de zile exact ce se va întâmpla din 2024, dacă cu ajutorul electoratului o să și putem să vă să punem în practică acest program. Perfect, dar tot ce a spus de PSD, aliații dumneavoastră acum. Nu știu, cred că ați venit mai târziu. Eu am spus-o că nu o să avem niciun aliat al alegerile locale în județul Hunedoara. La centru. Păi nici la centru. Eu l-am auzit pe Victor Ponta să spună că o să facem... Sigur că ne-am dat mână liberă. Am citit și eu în presă. Că la Bistrița se întâmplă nu știu ce. Că la Alba Iulia se întâmplă nu știu ce. Dar noi am spus-o și ieri la o altă televiziune în județul Hunedoara și vreau să mai spun încă o dată. Noi avem, zic eu, cei mai buni oameni pregătiți pe care o să-i aruncăm în luptă la alegerile din iunie 2020, oameni care au făcut ceva în comunitățile respective și o să avem, zic eu, un rezultat bun în județul Hunedoara. Cine a registrat, vă rog să rețineți în segmentul ăla în care Sorin a spus de 2024. Va fi un segment valoros. Aș avea și o întrebare pentru domnul Feri. Din iunie, după alegeri, se va schimba ceva cu privire la infrastructură? Cum să nu? Cum să nu? Există în program un management al transportului, dacă te referi la infrastructura rutieră, dacă te referi la execuția canalizărilor, logic, tot infrastructura se numește. Deci, pentru că la această oră se investește, se sparge, se repară, se sparge, se repară. Știu. E un proiect în derulare care trebuie finalizat. Știu că nu este ușor și, într-adevăr, se creează neplăceri. Ieri am fost chiar în colonie, nu poți trece cu mașina pe acolo, într-adevăr. În cartierele marginale sunt foarte multe străzi afectate. Așa este. Și vă mai dau un exemplu. Acum vreo o săptămână și ceva am fost în colonie până pe strada Mihail Cogălnicianu. Bunicii mei au stat pe Mihail Cogălnicianu și în urma mea venea o ambulanță cu sirenele aprinse și cu... Gândiți-vă, nu se putea merge cu mai mult de 15 la oră. Ce s-ar fi întâmplat dacă era vorba de viața unui om care trebuie să avea? Deci, mi s-a rupt sufletul. M-am dat la o parte în șans ca să pot să trec ambulanța, dar oricum și dacă m-a depășit, nu putea să meargă cu mai mult de 15 km la oră. Ce se poate întâmpla dacă apare un incendiu? De Doamne ferește să apară victime și așa mai departe. Deci, treburile astea trebuie rezolvate. Și mai mare accent trebuie pus și pe vorba ta și foarte bine, foarte bine ai punctat. Nu numai în centrul orașului. Petroșanul nu există numai în centru. Oamenii nu stau numai în centru. Stau și la margine. Aș mai avea o întrebare.
Din iunie încolo se va mai plăti impozitul cum se plătește acum, zona 1, zona 2, zona 2 și 3. Asta da. Păi de aceea ce să faci, e conform legii. Hai, n-ai ce să faci asta. Este o lege. Doar da. Aici o specificație vrea să fac, zonarea trebuie să fie făcută. Dar de ce cei din zona 3 nu au același confort care l-au cei din zona 1 atunci? Plătesc și impozitul mai mic, dar aici, că am întâmplat multe probleme în sensul ăsta de zonare, aici trebuie făcut cu responsabilitate să se impoziteze sau să se clasifice exact după ceea ce oferă zona respectivă, pornind de la infrastructură până și la distanța față de anumite utilități obiective. Și ultima întrebare pentru dumneavoastră, tot din vară de când veți prelua primăria, dacă va da Dumnezeu să fie așa, vor mai exista străzi neasfaltate? V-am spus. Merenga, mă. Deci, nu numai centrul trebuie dezvoltat. Și cartierele marginale. Chiar am dat exemplu străzii Gheorghe Bărițu din... La ora actuală nu se vorbește. Știu, știu asta. Cetățenii vor și, ceva. Și îți mai spun o chestie, deci, dacă îmi permiți. Acum vă... Trei ani de zile m-am zbătut foarte mult pentru categorisirea unor zone lăturalnice a unui oraș ca zone periurbane. Deci am încercat o inițiativă legislativă, am și trimis și la Ministerul Dezvoltării și la Ministerul Agriculturii, pentru că dacă se... Aceste zone, și gândiți-vă că la noi în Petroșani chiar e specifică, stau acele comunități de mumurlani care nu beneficiază de canalizare, poate nici apă curentă, pentru că nu se poate. E greu să ajungi cu apa acolo, cu gazul. N-au decât energie electrică. Dar dacă ar fi categorisite aceste zone ca zone periurbane, am putea accesa fondurile europene și am putea să se dezvolte. Aici vorbeam și de turismul local. Sunt zone unde nu poate ajunge nici salvarea. Nu poate. Așa este. Așa este. Chiar am dat un exemplu. În caz de un incendiu, în caz de un incendiu. Incendiu, ambulanță. Da, vă mulțumesc. Și eu îți mulțumesc. Dacă mai este vreo întrebare, dacă nu... Mai fi bun, da, am putea sta 3 ore așa. Vă mulțumim, mulțumim. Păi ne mai vedem și la altă ocazie. Ne vedem și la următoare. Mulțumim. Vă mulțumim.
Dacă simțiți miros de gaz pe stradă, rămâneți calmi. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc. Apelați imediat numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Dacă în casa dumneavoastră simțiți miros de gaz, problema poate fi de la aragaz, centrala termică sau soba de teracotă pe gaz. Rămâneți calmi. Deschideți ferestrele și ușile pentru aerisire. Nu aprindeți chibrituri, brichete sau alte surse de foc și nu utilizați instalația electrică. Părăsiți încăperea sau clădirea și apelați imediat din exterior numărul de urgență al operatorului local de gaze naturale. Siguranța nu e un joc de noroc. O campanie inițiată de Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul E.ON România. Instalează-ți detectoare de gaz și incendiu. O campanie inițiată de Inspectoratul General pentru situații de urgență cu sprijinul E.ON România și Delgaz Grid.